Mii de profesori din diferite raioane ale țării ar putea rămâne fără salarii. Instituțiile de învățământ finanțate de stat se confruntă cu o lipsă de fonduri pentru remunerarea muncii cadrelor didactice. Și asta din cauza că din 1 ianuarie 2024, guvernul a majorat pe hârtie salariile angajaților finanțați de stat, dar în bugetele grădinițelor și școlilor nu au fost prevăzuți bani în acest sens. Ministerul Educației și Științei a liniștit cetățenii, spunând că lipsa fondurilor este o practică obișnuită de la sfârșit de an. 38 de milioane de lei. Aceasta este suma de care au nevoie instituțiile de învățământ și școlile de sport din autonomia găgăuză până la sfârșitul anului pentru a achita salariile profesorilor. Potrivit Tatianei Doiceva, șefa interimară a Direcției Generale de Finanțe a UTA Găgăuzia, problema este că de la 1 ianuarie 2024, guvernul a majorat salariile angajaților de stat, dar nu au fost alocate fonduri suplimentare în acest scop. Categoria de angajați care este finanțată prin transferuri de la bugetul de stat este cea a angajaților din instituțiile de învățământ și școlile de sport. În luna septembrie am făcut o analiză foarte detaliată a fiecărui angajat și instituție și am trimis o solicitare către Ministerul Finanțelor pentru alocări suplimentare în valoare de aproximativ 38 de milioane de lei. Până în prezent, aceste fonduri nu ne-au fost alocate. Capitala se confruntă cu aceeași problemă. Astfel, potrivit șefului Direcției Învățământ Chișinău, Andrei Pavaloi, din cele 200 de milioane de lei care prin lege ar trebui să fie transferate municipalității pentru plata salariilor și sporurilor profesorilor, au fost transferate doar 36 de milioane de lei. Oficialul a declarat că primăria este responsabilă de investițiile în renovarea, extinderea, construcția și întreținerea instituțiilor de învățământ, dar nu și de plata salariilor angajaților. Așa este, e vorba despre 167 de instituții educaționale. Din ele, în proporție de 90% sunt grădinițe, care au un deficit bugetar în sensul salarizării de 201 milioane. Dar în hotărârea de guvern se regăsesc doar 36,9 milioane. Banii respectivi sunt necesari pentru a acoperi plata salariilor și prima anuală pentru aproximativ 7.000 de angajați. Ori, conform codului educației și legislației în vigoare, salarizarea este efectuată din cadrul plăților cu transfer cu destinație specială. Ori, acest lucru se face de către Ministerul Finanțelor și nu pot fi luate surse financiare, chiar dacă ar exista surse financiare în bugetul primăriei, ele nu pot fi legal luate de acolo pentru a fi transferate salariile acestor angajați. Situația este similară în nordul țării. Constantin Gudima, șeful Direcției de Finanțe a raionului Ocnița, a declarat într-un interviu pentru postul nostru de televiziune că raionul nu a avut suficiente fonduri pentru a plăti salariile profesorilor pentru luna octombrie. Potrivit acestuia, chiar dacă administrația raionului ar dori să plătească restanțele din bugetul local, nu există o astfel de posibilitate acum. Acum ne confruntăm cu faptul că la plata salariilor în luna octombrie nu au fost suficienți bani pentru achitarea salariilor în unele școli pentru a doua lună. Noi nu avem proiecte în raionul nostru cu atâția bani încât să rezolvăm această problemă. Nu avem nimic detaliat. Este sfârșitul anului când tot ceea ce ar trebui să fie planificat ar fi trebuit să fie cheltuit deja în cea de-a 11-a lună a anului bugetar. La sfârșitul anului nu mai este nimic detaliat și nicăieri detaliat. Vor trebui să aștepte. Desigur, știți cum oamenii sunt. Întotdeauna nemulțumiți când există o întârziere de una sau două luni la salarii. Cred că oamenilor nu le prea place. Deosebit de cinică în această situație este reacția Ministerului Educației. Responsabilii susțin că această situație este o practică anuală standard. Bugetul are într-adevăr un deficit de 277 de milioane de lei. Ministerul a declarat că angajamentele privind salariile vor fi respectate și că la următoarea ședință de guvern va fi aprobată rectificarea bugetului de stat, care prevede alocarea de finanțe suplimentare pentru toate autoritățile publice locale, adică profesorii vor aștepta.